Eveniment șocant în comuna Șimian. Secția de poliție rurală a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că soția sa, o femeie de 38 de ani, a fost agresată chiar de către administratorul societății la care aceasta lucra. Bărbatul a lovit-o cu un topor, motivul pentru care a recurs la acest gest fiind chiar intenția femeii de a demisiona. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Incident șocant în comuna Șimian. O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită cu bestialitate. Familia acesteia îl acuză pe patronul firmei la care lucrează că a lovit-o cu toporul. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit faptul că în timp ce se afla în incinta societății unde lucrează, în urma unui conflict verbal cu administratorul societății, femeia a fost agresată de acesta. Bărbatul de 47 de ani, administratorul societății, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Persoana în cauză a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Cazul a ajuns la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect infracțiunea de lovire sau alte violențe. În fapt, s-a reținut că, în cursul zilei de 30.05.2023, un bărbat în vârstă de 46 de ani, angajat al unei societăți comerciale, pe fondul unor discuții în contradictoriu cu persoana vătămată, o femeie în vârstă de 38 de ani, angajată în cadrul acelei societăți, i-a aplicat acestea, în mod repetat, lovituri cu un corp dur în zona corpului și a membrelor superioare. În urma loviturilor primite, persoana vătămată a suferit multiple ecchimoze și fracturi ale membrelor superioare, necesitând un număr de 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Suspectul a fost reținut și urmând să fie propus în cursul zilei de astăzi cu propunere de arestare preventivă la instanța competentă. Femeia se află în spital, starea acesteia fiind gravă, necesitând îngrijiri medicale pentru aproximativ 40 de zile.